Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din 24 iunie 2021. Am constatat că sunt prezenți 28 de consilieri județeni din totalul de 29 de consilieri județeni în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean cu drept de vot. Declar lucrările ședinței deschise. Pentru buna desfășurare operativă a ședințelor, propun să se dea citire doar titlurilor proiectelor de hotărâre și nu dispozitivul acestora. Dau cuvântul secretarului general al județului Călăraș, Paraschiv Aurel. Mulțumesc, doamne președinte, bună ziua. La urmă avem proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consiliu județean al domnului Miru Teodor Ionuț. După cum bine știți, deja este un act de constatare, nu se va vota. Să luați act de acest... La data adoptării prezentei hotărâri se ia de demisia domnului Miru Teodor Ionuț și se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, începând cu data de 26.5 a calității sale de consilier județean în Consiliul Județean Călăraș. 2. Proiect de hotărâre privind înființarea de plantații rutiere de-a lungul drumurilor județene în afara perimetrelor rurale și urbane. Comisia de Buget Finanțe a dat aviz favorabil. Nu sunt amendamente. Vă propun spre aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 29 de voturi, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. 3. Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției președintelui Consiliului de Sean Călăraș, numărul 392 din 2021, privind majorarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021. Comisia de Buget Finanțe a vis favorabil, nu sunt amendamente. Pentru proiectul 3, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Cu 29 de voturi, proiectul numărul 3 a fost aprobat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate din fondul de locuințe ANL aflate în administrarea Consiliului Județean Călăraș. Comisia Buget Finanțe a fost favorabil. Nu sunt amendamente. Proiectul numărul 4. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 29 de voturi, proiectul numărul 4 a fost aprobat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării monografiei economico-militare a județului Călăraș. Comisia juridică a avis favorabil. Nu sunt amendamente. Proiectul numărul 5. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Cu 29 de voturi, proiectul numărul 5 a fost aprobat. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 91 din 2010 privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Publice din rețeaua Consiliului de Sean Călăraș. Comisia de Învățământ a avis favorabil. Nu sunt amendamente. După domnul Chiriț. Stați așa cum vreau. Propunere la grupul PNL-USR în Consiliul de Administrație și vă rog să vă supunem analizei. Că nu avem vot, nu avem acum propuneri pentru... Cine? Da, practic este un membru și a trebuit... E din executivul Consiliului Județean. Vreți să puneți un consilier? Da, mă gândeam la un consilier. Dar nu, se poate, pentru că... Puteți să-l propuneți. Vreți să faceți o altă propunere? Da. Dar ca supleant, să nu... Deci e supleant. Deci nu este... Titular. Da, vreau să fac o propunere pentru membru. Să spuneți, e membru suplean, să ține locul dacă lipsește cel de la lui, doamna... Da. Da, vă rog frumos. Plus că trebuie cu studii economice. Un economist, da? Condiție. Și cu studii economice. Da, poate să propune. Propunerea mea este domnul Pușcașu Ioane. D'acord, suplean. Deci facem o modificare la propunerea pe care... Facem două buletine de vot, emisiunea dumneavoastră. O să mergem și cu celelalte între timp să pregătească buletinele de vot și vot am avut. Direcția tehnică, deja? Ok. Da, am luat propunerea dumneavoastră. Va fi vot secret aici, da? Domnul secretar. Da. Deci proiectul numărul 6 cu 6.
Proiect de hotărâre. Nu, 77. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice a organigramei și statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil, nu sunt amendamente. Domnule director, completări? Am aici ca elemente majore înființarea laboratorului de endoscopie, care la un moment dat a fost scos din structura spitalului și poate acum aveți și răspunsul de ce în Spitalul Județean de Urgență nu puteau fi făcute endoscopii. Am reintrodus acest laborator, am angajat medic, gastroenterolog și acum facem celelalte modificări pentru a putea deveni funcțional. În sensul că noi avem echipamentul, avem medic care este angajat pe zonă pe medicină internă, dar ca să poată să devină de sine stătător, trebuie. Concomitent cu el mai sunt diferite zone unde dezvoltăm anumite servicii și unde facem niște readaptări ale structurilor existente. Dacă există întrebări punctuale, pot răspunde pe fiecare modificare în parte. O scurtă informare, consilierul județean. Ați dat concurs de manager. Da. Da? Trebuie să vă formați o echipă la Spitalul Județean Călăraș. Situația spitalului preluat în urmă cu jumătate de an, situația spitalului astăzi, considerați că din, să spunem, obiectivele pe care vi le-ați propus sunt realizabile în mandatul pe care îl veți prelua, că am înțeles că lucrurile ați fost singur la examen și deja ați trecut testele. Pot să vă spun că tot ceea ce am trecut în proiectul de management sunt lucruri pe care deja le-am inițiat. Adică consider că la momentul ăsta ar trebui să lăsăm zona teoretică și să ne ducem într-o zonă practică. Adică nu ne propunem decât lucruri pe care le putem face. Și începem cu lucruri de bun simț, începând cu prezența la program, care ne place sau nu ne place, există un folclor peste tot în ceea ce privește zona de prezență și celelalte servicii pe care cadrele medicale le desfășoară sau nu. Un sistem de management al performanței la locul de muncă pe care acum îl proiectăm. Un chestionar de satisfacție reală, adică vrem să ducem, să măsurăm problemele din spital într-un mod coerent și practic, adică dincolo să nu mai ducem pe zona de formalin, să semnați pe o hârtie dacă lucrurile v-au plăcut sau nu în spital. Nu, nominal. Nu mi-a plăcut X asistent, Y, n-am făcut medic, management, nu știu, orice chestii, ca să putem fi cuantificabile și la final, fiecare săptămână sau lună, să facem o analiză, să vedem ce ne indică populația care reprezintă un factor în ceea ce privește nemulțumirea sau nu, sau mulțumirea de servicii pe care le facem. Și, adică vreau să ducem totul, să ducem într-o zonă practică. Nu o să mai există formalin, să facem lucruri. Dacă nu trebuie să facem un lucru, nu-l facem. Nu doar în dorința de a-l face, ca să nu se întâmple nimic. Domnule director, eu cred că trebuie să convingi și cred că lunar ar fi nevoie, cum sunteți dumneavoastră în situația de reorganizare, restructurare și văd că veniți și cu completarea și modificarea structurii organizatorice, să veniți în fața consilierului județean, dacă aveți consilierul județean cu dumneavoastră, tot ceea ce dumneavoastră vreți să puneți în practică prin contractul de management pe care îl veți semna cu consilierul județean, va fi o reușită. Deci aici puterea și reușita dumneavoastră va sta în votul consilierilor județeni ca ei să fie convinși că ceea ce faceți dumneavoastră la Spitalul Județean e pentru cetățean, e pentru îmbunătățirea activității de unde ați luat-o și unde vreți dumneavoastră prin proiectul de management să-l duceți. Exact. Și trebuie convinși consilierii județeni că dumneavoastră când veniți să solicitați ceva, există nevoia pe care dumneavoastră trebuie să o argumentați consiliorul județean. Asta este și filozofia. Dacă sunt întrebări pentru domnul director. E de netăgăduit efortul pe care îl face și domnul director personal, consiliul județean. Spitalul este un șantier într-o bună parte din el. Se văd, da, se văd eforturile. Și pentru Pro-România sănătatea este o prioritate. Chiar dacă suntem puțini, vom vota ceea ce dumneavoastră propuneți, majoritatea propune, vom vota cu două mâini, dacă se poate. Pentru că ne preocupă lucrul acesta.
și mă bucur de ceea ce ați spus, că cam fiecare lună, la fiecare ședință, să vedem evoluția. Ceea ce aș dori să aflu acum, veți continua sau continuați pregătirile pentru pregătirea, pentru prevenirea acestei pandemii, dacă va veni și valul 4 în Călăraș? Aportat la ce spuneți, practic, spitalele pregătiți continuu. Primul val care a venit pe o zonă de nepregătire și atunci nimeni nu se confrunta. Începând cu valul 2 și 3, lucrurile s-au stabilizat. Dacă va veni valul 4 și există aici o discuție amplă dacă va veni sau nu, noi vom continua să acționăm cumva cam valul 2 și 3. Chiar către sfârșitul valului 3, unde pot să vă spun că s-a ajuns un fel de maxim al performanței raportat la resurse și la infrastructură. Oricât ne-am dorit mai mult, limitările sunt evidente legate de personal, de resursa materială care, deși nu avem un sac fără fund în ceea ce privește finanțarea, am reușit să o ducem într-o zonă de stabilitate și mai sunt niște măsuri de siguranță pe care încercăm să le implementăm acum. Dar, cum să vă zic, dacă ducem de la zero, să construim de la zero o secție de ATI, lucrurile ar fi altfel. Mergând pe o infrastructură existentă, e clar că ne adaptăm. Acum lucrurile funcționează. Nu știm cu ce evenimente neprevăzute. Dacă vor veni, v-am spus și atunci, dacă ne vom trezi cu 1000 de pacienți odată, nu vom face față. Pentru că avem 16 pat. Asta este ideea. Adică totul ar fi nedrept să vă spun că suntem pregătiți total. Nu, la 1000 de persoane, nici la 100 de pacienți foarte grav nu suntem. Nu avem să-i punem decât 16. Avem 4 pe alte secții, dar nu sunt legate cu ventilatoare și tot. Pentru că nu ai cum să-ți iei un ventilator, costă 30-40 de mii de euro. Pe lângă el, nici nu-i problemă, ar trebui să ai personal. Cu 1-2 medici ateriști. Degeaba poți să ai, nu ai cum să ai 200 de euro. Dar în 4 ani, câte 4 veseare? Nu, discuția e complicată aici, că 4 am putea cumpăra. Mâine să zicem... Nu 4. 4 pregătite cu aparatură model ATI. Totul va depinde de personal. În final, 4 le putem face. Problema să punem în afara pandemiei va merita să avem un spital cu 300 de patru de câte 50.000 de euro fiecare? Nu cred că e economic. Că vorbim de 15 milioane de euro blocați. Cu 15 milioane de euro mai construim un corp. Nu. Adică aici noi trebuie să găsim în permanență un echilibru, resursă și act medical. Vă propun aprobarea proiectului de hotărâre numărul 7. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Cu 29 de voturi, proiectul numărul 7 a fost aprobat. Proiectul numărul 8. Acest proiect este peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru actualizarea devizului general al obiectivului de investiții dezvoltarea turistică a brațului Borcea Călăraș, port turistic de agrement. Grama, te rog frumos să intervii. Avem avize. Ești prezent aici, ești prezent aici împreună cu Fulga. Dați explicații de ce l-ați supus. Cred că e a treia oară, dacă mi-aduc aminte bine. Îl supuneți consilierul județean și la cei care au fost în mandatul trecut 2016-2020 și acum l-ați adus iarăși în actualitate. Vă rog frumos să spuneți ce s-a întâmplat. Prezidiu, stimate, domnule și domnul consilier, mulțumesc cu primul rând pentru că l-ați aprobat pe ordinea de zi, peste ordinea de zi, într-un terminat pe scurt. E vorba de o actualizare, ultima actualizare. Prima oară ați aprobat dumneavoastră studiul de fezabilitate și valoarea care a ieșit în urma studiului de fezabilitate. Acela a fost de titlu. Ulterior, după ce s-a scos la licitație publică PT și execuție lucrări, ofertantul a venit undeva mai jos. Cum era și firesc, oferta de la prețul din SF, din devizul general al documentației la stadiul studiului de fezabilitate, mai jos. A trebuit să aprobăm acea valoare și să o comunicăm și ministerului, pentru că trebuie mereu să ținem această legătură cu ministerul foarte strânsă ca să fie și informați de fiecare pas al nostru. Dar prezintă că este un proiect de finanțare de 18 milioane da, este de euro. Un proiect de finanțare de 18 milioane de euro și dumneavoastră ați aprobat, încerc scuze, n-am mai prezentat, pentru că deja a fost aprobat mai multe ori. Prima diminuare a fost în jur de 800.000 de lei în urma licitației. Atât a coborât ofertantul față de valoarea estimată la nivel de studiu de fezabilitate. Ulterior a elaborat proiectul tehnic. Mi s-a predat proiectul tehnic și acum a fost o reglare practică a sumelor de către proiectant, unde a actualizat unele sume care au fost prevăzute în studiul de fezabilitate mai mari, astea sunt mai ieftine materialele acelea pe piață față de anul trecut,
și este o diminuare cu câteva sute de lei. Dar ideea e că trebuie să comunicăm și Ministerului mereu acest deviz actualizat. În conformitate cu hotărârea de guvern 907, avem posibilitatea să actualizăm acest deviz și Ministerul solicită la faza actualizată turcopete. Asta e ultima fază, ca să știe fiecare cât avem noi comunicări și cât are Ministerul. Deci, după întocmirea proiectului tehnic, avem o valoare mai mică. Da. Care e valoarea mai mică aprobată? În total cu 21.000 de euro față de sete. Da. Deci după licitație, deci avem mai mică în proiectul tehnic cu 21.000 de euro. Da. O hotărârea noastră de astăzi, conform contractului de finanțare pe care trebuie să fie soțit și prezentat și nouă un grafic de execuție cu valori, având în vedere că este un proiect multianual, el are termen 4 ani plus 2, dacă se întâmplă ceva un accident financiar. Vreți să primiți răspuns acum? Nu, nu, trebuie să aprobăm. Așa vrea ministerul. Așa de. Însă, vă potim? Iați să citi bine. Eu l-am în față. Contractul de finanțare l-am în față. Eu l-am citit bine. De-aia v-am spus să stați în liniște că nu e bine. Nu e bine. Deci, eu de asta spun că hotărârea de astăzi nu este completă în sensul că nu avem graficul cu care a rezultat în urma contractării. Cu contractării. Nu se semnează de executiv? Aici semnează, se aprobă de... Acest minister, este finanțatorul bugetului din bugetul de stat și ne transferă nouă bani, dorește acest lucru. Asta l-a dorit și ceilalți înainte. Este o metodologie. Și ei vor să știe cât facem anul ăsta, cât avem noi prins în bugetul local, județean respectiv, cât ne alocă ei, solicitând noi. Noi trebuie să solicităm pentru anul ăsta atât vrem de bugetul ăsta. El trebuia să l-aibă prins în bugetul care s-a aprobat în 25 sau este numărul legii de buget. De asta e. Hotărârea noastră nu mă răspunde la ce trebuie să le spun. Noi trimitem o... Urmează o completare. Nu, nu. Trebuie făcută hotărârea de maniera în care să le răspunde la ce cer ei. Răspuns pentru domnul Grotejanu, vă rog mult de tot. Pe această componentă, la actualizarea graficului, graficul a fost stabilit la nivel de PT și l-am transmis la fiecare fază și în fiecare an ministerul ne-a cerut ca să știe în ce stadiu sunt și când pentru noi nu știm. Le-a comunicat asta. Nu știm. Ultima a fost comunicată la faza de PT și execuție, când antreprenorul general, împreună cu subcontractantul, proiectantul subcontractat pentru elaborarea PT-ului, au stabilit în ce termen termină lucrările. Acela este graficul pe care l-am transmis ministerului. Acest grafic nu se actualizează și nu l-ați aprobat pe toate lucrările PNVL, OCDI pe care le-ați avut. Noi avem obligația să cunoaștem proiectul. Asta e cu totul altceva, vă pune la dispoziție proiectul tehnic. Nu, nu, cu grafic de execuție. Cu totul cu grafic de execuție. Trebuia pus la dispoziție. Deci, nu să ne puneți la cererea noastră. Când la aprobăm, înseamnă că ne-am însușit. Astăzi, dacă vă uitați în proiectul de hotărâre, vorbim doar de o actualizare a deviziului general, în conformitate cu hotărârea guvernului 907, care spune că la orice moment este necesar se poate actualiza deviziul general. Ia zi, domnule Grama, că tu ai fost cu etapele proiectului. În 2017, cu învajul PNL-ului, poate. S-au schimbat trei miniștri. Într-un final, în 2019, am semnat acest contract de finanțare. După semnarea contractului de finanțare, a venit prima solicitare de la Ministerul Turismului, prin care se ne întreabă și ne în cât timp facem licitații. Am făcut licitația, termenul a fost depășit și am trecut în anul 2020. Am avut pandemia, a fost atribuită lucrarea unui câștigător în urma execuției, în urma licitației, iar astăzi, acest PT, care de fapt aprobă niște indicatori tehnico-economici, valoarea finală a lor, nimic altceva. Ministerul nu poate veni o altă suplimentare de aprobare a acestor indicatori, pentru că asta e valoarea finală a PT-ului pentru lucrările de execuție care vor fi efectuate pe malul brațului Borcea. Doi, lucrările vor începe, am discutat cu Rom Silva și în speță domnul director, a spus că în următoarele 3 săptămâni va ridica masa lemnoasă proprietar fiind Rom Silva,
Ordinul de începere e doar o formalitate de a fi înmânat constructorului și lucrările vor începe acolo. Noi am transmis către minister o altă solicitare și anume, o altă informare și anume decontarea cheltuielor care se efectuează din acest proiect, respectiv proiectul tehnic, pentru că la faza asta sunt. Ministerul ne-a mai solicitat ce lucruri vom executa în perioada următoare și pe lângă organizarea de șantier, împreună cu constructorul, după ce îi vom da ordinul de începere, îl vom înmâna, vom ști exact până la 31 decembrie ce bani vom deconta și, bineînțeles, ce vom cofinanța din Consiliul Județean. Bă, dar vă pun la vot proiect, preaprobare, proiectul numărul. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu 29 de voturi, proiectul numărul 8 a fost aprobat. Proiectul numărul 9. Proiectul numărul 9, tot peste ordinea de zi. Aici sunt amendamente. Revine partizarea sumelor din fondul constituit. Aici amendamentul care menține de lucru. Stați cu să citească. Consiliul Județean Călăraș, 6% din impozitul pe venit estimat la fine plasat la nivelul de Călăraș pe unități administrative teritoriale pe anul 2021 și estimat pentru anii 2022-2024. Dar nu e același proiect cu cel de la... Nu, e modificat. Alte repartiții am propus. Ați avut o cerere pentru online, știți ceva de ea? Da, da, și acolo a fost o altă propunere, alte sume. Nu, ați avut o cerere de participare în online. O cerere de participare. Domnului Chim, știți? Da. N-am avut cerere. Nici la mine nu am cerere, domnului Chim. Nu particip la acest. Eu plec particip. Ok. Și vreau să o să aștept să votăm pe urmă. Da. Ok. Da, doamna președintă Amelia Giurcan și ce o intervenție. Domnule președinte, pentru Stați. Băi, de cu destul. Da, sunt gata. Haideți să frumos, să luați o pauză și domnule președinte, Ilia era domnule președinte, pentru că dorim să fim imparțiali în războiul politic care este legat, se vede și pe acest proiect de hotărâre, ne luptăm deja de 2 luni, primăriile sunt afectate, știm foarte bine că toți primarii așteaptă acești bănuți, nu sunt nici foarte mulți. Noi nu avem primari, colegii de la ProRomânia nu au primari, considerăm din punctul nostru de vedere că cel mai echitabil pentru toată lumea ar fi să vă mai așezați încă o dată la masa negocierilor cu colegii de la PNL și să încercați să rezolvați situația asta. Pentru că nu ni se pare ok. Venim, introducem pe ordine de zi, se aprobă, a doua zi îl contestă prefectul și ne jucăm așa de 2 luni și, așa cum v-am spus, banii ăștia sunt așteptați de către toată lumea. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție! Domnul Pușcaș și domnul Mezeșan. Domnul Pușcaș. Domnule președinte, constat cu mâhnire că nici de data aceasta nu v-ați ținut de cuvânt să respectați criteriul pentru cu care ați împărțit banii. Frumos și cu mustață. Ce nu găsiți la mine? Mustața? De ce nu ne-ați dat bani și acum pentru Borcea? Nu-i corect. Borcea, măcar aici fiți corect. Criteriul ăsta a fost frumos și cu mustață. Constat că la noi nu mai e niciunul cu mustață. Dați-ne, domnule, și nouă bani. Ce se întâmplă? Domnul Pușcaș. Domnul Pușcaș. Anul trecut Borcea a primit 11 miliarde. Tot repartiția de la Fondul de Rezervă al Guvernului. Primarii PSD nu au primit anul trecut nimic. Astăzi facem o reparație. Putem să discutăm că negocierea pe care se va face de acum încolo va fi o negociere corectă pe procent electoral și veți avea sumele să le veți distribui dumneavoastră, liderii și împreună cu USR-ul, că sunteți în alianță, să puteți să distribui sumele pentru viitoarele rectificări bugetare. Dar dacă veți continua să atacați și dacă ne vom găsi în atacarea în continuare, nici data viitoare nu o să ne înțelegem. Atunci, dacă vreți cu adevărat, recunoașteți că ați fost imparțial și n-ați fost corecți în anul 2020, ați dat numai primarilor PNL și astăzi facem această reparație să putem să echilibrăm bugetele primarilor PSD, să putem să fim în acest echilibru. Atâta vă cer. Să fim în acest echilibru.
Recunosc. Dom'le, să fim în acest echilibru. Reveniți și dumneavoastră. Și după aceea vin la o normalitate de care ne-ați spus. Hai să facem pasul ăsta. Deci aici sunteți oamenii politici. Ai Partidul Național Liberal. Nu vă recunoașteți că v-ați dat bani singuri de la fond de rezervă al guvernului? Păi da, dacă s-au dat, de ce nu facem acum această reparație? Păi da, dar asta e vorba de cu tot... De cu păi tot nu-i adevărat. Deci e vorba de dezvoltarea județului. Domnule, e vorba de dezvoltarea județului. Toți primarii au dat... Alte sume vorbim. Ba nu e adevărat. Sumele s-au dus în fondul de rezervă la primăriile PNL, toate au 11 miliarde în cont, iar primarii PSD au minus în bugetul lor. Deci nu poate să-și descurce activitatea să funcționeze. Reveniți totuși. Pe viitor revenim. Domnul Dabali. Pe viitor suferim. Primarii care au fost PSD, n-au fost PNL și acum sunt PNL, ei n-au primit nimic. Vreau să vă dau un exemplu la Suhatul, la mine. Grigore, știți foarte clar, a fost PSD, acum Cătăline PNL. Da. Primește de două ori minus. De două ori are guvernul mai mult decât atât. Când era domnul Filipescu, Sohatul, era ultima localitate care primea cei mai puțin buget. A primit la noiembrie rectificare. La rectificare de la noiembrie. Domnul vicepreședinte Veștea spune că a primit la noiembrie. A primit deja. A fost doar rectificare. În septembrie și noiembrie. Da, domnule președinte Răzvan Mezeșeana. Domnule președinte, stimați colegi, eu la acest proiect de hotărâre, așa cum am procedat și în celelalte rânduri, celelalte, din păcate, multe rânduri, dar n-am să particip la vot inconsiderente de conflict de interese. Dar asta nu înseamnă că nu pot să emit o părere. Constat și văd că și colega de la USR a făcut o remarcă pe care o apreciez. Constat că de luni de zile există un ping-pong între puterea locală majoritar PSD și puterea centrală prin prefectură, exponenții ai PNL-ului, dar, până la urmă, guvernul reprezentat în teritoriul de PNL, guvernul este format din membrii ai USR. Deci nu se poate deroba USR-ul local de partenerul PNL. Și atunci eu fac un apel, da? Așa cum am mai repetat, încercăm să fim de echilibru, fac un apel la dumneavoastră, fie că sunteți PSD, fie că sunteți PNL-USR, încercați să vă așezați la masa echilibrului, masa negocierii. Noi de la ProRomânia vă invităm să, dacă acceptați, să fim moderatori la această așa zisă, negociere pentru acest fond de dezvoltare, da? Puteți să veniți la noi la sediu de partid, avem loc pentru toți, adică avem scaune, da? Deci nu se clatină scaunele de la noi, de la ProRomânia, cum se pot clătina în alte părți. Și haideți să încercăm acest fond de dezvoltare să fie dat nu pe considerente de fost PSD-ist actual primar PNL sau fost primar PNL actual primar PSD. Haideți să încercăm să găsim, să ieșim din paradigma aceasta nenorocită și pentru faptul că există polițe poate întemeiate de plătit să nu fie păspinarea cetățenilor. Deci eu fac acest apel, dacă doriți fie peneliștii, useriștii și pesediștii aflați în posturi de conducere să o ia în calcul, m-aș bucura. Dacă nu, sunt liniștit că așa puțin cum suntem noi doi, măcar am tras un semnal de alarmă, o invitație la o negociere, e adevărat, cu noi în mijloc. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Da, domnule consilier. Domnul președinte, cu toții la investire am jurat că vom lăsa deoparte partidele și vom hotărâ în interesul cetățeanului de fărătăraș. Cu această ocazie ar trebui tot să reflectăm și să echilibrăm oarecum veniturile. Haideți să ne gândim la cetățeni județului. Fiți dumneavoastră mai înțelept ca cei din urmă. Dați dovadă de înțelepciune mai multă ca ceilalți și terminată cu bâlciul ăsta, că e un bâlci, sincer. Ata unde spun. Da, mulțumim mult pentru intervenție. Alte intervenții? Nu. Supunem la vot proiectul numărul 9. Da? Amendamentul. Aveți un amendament, domnul Chiriță? Da, e depus. E același amendament. Același amendament pe care l-ați dus. Dacă noi avem obligația
când repunem spre aprobare o hotărâre, să o modificăm, măcar un blas puțin la ea. Aceeași o puneți de 7 ori. A căzut de 7 ori, încă o puneți. A schimbat. Nu putea să fie afet. E învățată de altcineva. Nu putea să fie afet. Da, nu. Propun la vot amendamentul propus de George Chiriță. Dumneavoastră l-ați propus, domnule Chiriță? Da, amendamentul propus... Numele grupului PNL-USR. Da. De consilierul George Chiriță, amendamentul propus. Cine este pentru amendamentul propus de domnul George Chiriță? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Împotrivă? 16. Abțineri? O abținere. Da? Cu neparticipare, nu? Două neparticipare. Da, și domnul de drept. Cu 16 voturi pentru, 2 neparticipări și cu 10 voturi... Cu abținere. Cu 10 voturi... Nu, 16 voturi. 16 votivă, da, pentru. Cu 10 pentru și cu 2 neparticipări la vot, amendamentul domnului George Chiriță a fost respins. Cine este pentru proiectul de hotărâre așa cum a fost propus? Cine este pentru? 16 pentru. Și cu 17 pentru. Cine se abține? 1, 2, 5. Se abține 5. O neparticipare. O neparticipare de Culescu. Și împotrivă? Două neparticipări. Și împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5. Da. 5 abțineri, 5 împotrivă, 2 neparticipări și 17 pentru. Și 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul numărul 9 a fost aprobat.